Francisca, mă gândeam că dacă te vedem Miles în această seară, așa cum vine el din Dominicană, s-ar putea să plecați repede de la eveniment. Foarte repede. Păi lui plac bijuteriile, știi? Și mă gândeam să mă costumez într-o bijuterie în această seară, așa ca în semn de apreciere și în semn de faptul că-i mor de dorul lui, cum ar veni, știi? Ca să zic pe românești, să mai vorbesc cu cuvinte alambicate, că nu-mi iese în acest moment și n-are rost să încerc. Da, bine, arăți într-un mare mega fel, ca să zic așa. Îți mulțumesc foarte mult. Ce s-a mai întâmplat de când a plecat? Câte kilograme ai mai dat jos de dor, de foc, de drag, de dragoste? Nu, eu m-am menținut foarte bine. Eu mă tonifiez. Carnea, cărnița pe mine stă din ce în ce mai bine și mai frumos, pentru că avem un stil de viață sănătos, pentru că facem sport, pentru că ne respectăm și ne iubim corpul și nu pot să zic că am slăbit nu știu ce număr de kilograme, eu pur și simplu mă mențin. Se vede că parcă am mai slăbit în anumite momente pentru că mă tonifiez, mă totoam și toate femeile avem perioade când suntem puțin mai umflate, mai balonate, când părem cu un kil, două în plus, că alte dăți când părem mai suple. Depinde, e relativ. Este important să învățăm să fim fericiți cu ceea ce suntem și să ne iubim. Dar tu mai faci sport, adică mai ții cont de ceea ce spune antrenoarea ta sau nu? Sau te menții doar din alimentație? Eu merg și în prezent la menținere, la Carmen Barcan. Nu se poate fără, sunt proceduri corporale care se fac constant. Carmen știe foarte bine ce trebuie făcut în perioada de menținere. În perioada de menținere trebuie supravegheat totul și este un stil de viață. De fapt, secretul este că ajungi să nu ai niciun secret. Toate vin de la sine. Nu mai pui pe tine. Odată ce ai slăbit cu Carmen, nu te mai grași înapoi. Asta 100%. Uitam la tine, te admiram și mi-am asamblat că am văzut pe Insta un reels cu TJ Miles în pat când zicea că ce bine e aici, dar în junglă nu e așa. Și vreau să întreb, tu cu cine dormi acum când nu e el acasă? Cu cățelul. Cu Daisy. Cu cățelușa noastră dorm. Și cam atâta. Păi și cu pernele și cu club lăbumeara e acasă la mine. E bine. Prieteni în vizită, prietene, ca să-ți mai ia așa din starea asta? Nu am timp. Mi-ar plăcea, dar eu dacă ajung la 10-11 acasă, pentru că stau la studio, pentru că în acea zi încerc să ajung și la studio, încerc să ajung și la sală, încerc să mai onorez și câte o emisiune din când în când, crede-mă, nu am timp. Încercam, am mai făcut așa seri de emisiune, să vedem ce facem mai ales acolo în Dominicană și am mai chemat așa prieteni, dar tot așa, ad hoc, hai să ne vedem, Nu, familia și prietenii, merg la, văd cu părinții lui, ne uităm în familie și câțiva prieteni apropiați. Cât te mândrești de el așa? A ajuns departe, mai departe decât ți-ai fi propus tu sau el? Nu, eu am avut încredere din prima în el că el are toate șansele să vină câștigător din Dominicană, pentru că mai ales are toate aturile. Eu știam că el nu s-a dus acolo la vrăjeală să plece imediat. Eu știu că el este un luptător și e pe mama lor. Adică el când se bagă e tank, direct, se duce direct înainte. Nu e, am tot încredere. Eu știu că el se ține tare și că o să reușească. Vine de acolo și îl duci într-o vacanță exotică? Eu o să-l duc după ce că el stă plecat și el vine de acolo. Eu o să-l duc el să mă ducă. Da, merg, o să mergem. Cel mai sigur, dar cred că o să vină și o să avem de onorat anumite contracte, anumite chestii și în momentul acela o să ne avem nevoie și de o pauză doar de noi, gen telefoanele gata, oricine, hai să facem un live, nu, e vacanța asta e doar pentru noi. Cu ce fel de mâncare îl aștepți acasă când o să vină? Cu slănină. Cu un platou de ăsta tradițional românesc, așa, slăninuță, și cu burger și cu pizza și cu de toate, săracul. Cred că e foame și cel mai important un carrot cake, pentru că este desertul lui preferat.